începutul crizei cu refugiații, când oamenii dormeau în corturi amenajate în câmp deschis și înghețau de frig, asta este alt subiect, iar noi aveam la, la dispoziție spații încălzite cu acces la apă, cu toate serviciile, inclusiv pentru mame cu copii, ar fi fost criminal să nu fie activat spațiile puse la dispoziție, oriunde fost ele. Este reacția șefului Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primării Capitalii Boris Gâlca după ce avocatul poporului s-a arătat îngrijorat de cazarea refugiaților în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. Ombudsmanul a precizat că acest fapt poate afecta starea de bine a refugiaților, având în vedere riscurile de infectare cu tuberculoză și eventuală a infecției, odată cu deplasarea refugiaților din cadrul Centrului Deplasament. Autoritățile Capitalei, Declarația o dezinformare. Cineva l-a indus în, în regretabilă eroare pe avocatul poporului, menționând că, fiind plasați acolo, refugiații s-ar putea îmbolnăvi de tuberculoză, s-ar putea îmbolnăvi de COVID. Mai mare aberații al uh, acelor persoane care l-au indus în eroare pe avocatul poporului nu poate. Boris Gâlcă a precizat că spațiul în care sunt cazați refugiații este un bloc cu patru etaje în care bolnavii de tuberculoză nu au fost internați în ultimii ani și care în pandemia de COVID a fost utilizat pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Reprezentantul primăriei l-a invitat pe avocatul poporului într-o vizită la spital și a recomandat să-și revadă recomandarea. Sâmbătă, avocatul poporului a cerut până a lacătului la ușa centrului provizoriu de cazare. Pentru a nu admite supunerea persoanelor refugiate unor riscuri suplimentare legate de sănătate care sunt iminente în cazul cazării refugiaților în Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, într-o excludere a utilizării neconforme a resurselor umane și financiare ale instituției medicale în cauză, pentru a preveni încălcarea dreptului pacienților la acces la servicii medicale, avocatul poporului solicită închiderea imediată a centrului de pentru refugiați din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. Se arată în comunicatul emis de ombudsman, în momentul de față la Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie sunt cazați 10 refugiați, deși capacitatea instituției este de 150 de locuri. De la 1 aprilie, activitatea Centrului Provizoriu va fi închisă pentru optimizarea, iar refugiații vor fi cazați în alte centre.